găsiți la Info Altfel by Ciprian Zota, locul unde descoperiți știrile într-o manieră proaspătă și originală. Aici fiecare subiect este prezentat cu o abordare diferită, oferindu-vă informații esențiale într-un stil captivant și inedit. Rămâneți alături de noi pentru a fi mereu la curent cu cele mai importante evenimente și pentru a vedea lumea dintr-o perspectivă altfel. Nu uitați de like, share, subscribe cu clopoțel și să începem! Pe data de 19 august, Oneștiul a fost învăluit în emoție și mândrie odată cu venirea acasă a vicecampioanei olimpice la haltere, Mihaela Valentina Cambei. Tânăra sportivă care a adus României medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris a fost întâmpinată de o mulțime entuziastă de oneșteni. Mihaela a ajuns în oraș în jurul orei 13, făcându-și apariția într-o decapotabilă roșie, care a străbătut străzile orașului într-o mică paradă, oferind localnicilor ocazia de a admira medalia sa strălucitoare. Pe platoul din fața sălii de gimnastică CSM Onești, la monumentul Nadia Comăneci, un număr impresionant de oameni, alături de oficialități locale, o așteptau nerăbdători. Printre cei prezenți s-au numărat primarul din Onești, Adrian Jilcu, doamna avocat Elena Pașcu a Păvăloaiei și părinții Mihaelei, care au mărturisit cu emoție că o vor aștepta acasă la Dofteana cu mâncarea ei preferată, așa cum le-a cerut campioana. După ce a fost felicitată și a primit flori din partea tuturor și a directoarei CSM Onești, Ingrid Istrate, Mihaela a declarat că această vacanță bine meritată își dorește să petreacă timp cu familia la pescuit. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de fotografii și autografe, după care tânăra vicecampioană s-a retras pentru a se bucura de vacanța mult așteptată. Oneștiul și-a întâmpinat cu mândrie și recunoștință eroina, iar întreaga comunitate îi urează succes în continuare, așteptând cu nerăbdare viitoarele sale realizări. Acesta a fost Info Altfel by Ciprian Zota, un loc unde aducem știrile altfel, cu un strop de personalitate și un pic de suflet. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și nu uitați să rămâneți informați și conectați la ce e important. Până data viitoare, să aveți zile pline de inspirație și bucurie. Ne revedem curând! Și nu uitați de like, share și subscribe cu clopoțel pentru a fi la curent cu tot ce urmează. E gratis, nu costă nimic.